O bubuitură puternică i-a scos din case pe locuitorii străzii Ovidiu din municipiul Medgidia. O mașină al cărei șofer se grăbea și nu a fost atent s-a izbit de gardul locuinței de la numărul 11. În urma impactului, conducta de gaze a fost retezată și a existat pericol de explozie. Imediat la fața locului s-a prezentat o auto specială de la detașamentul de pompieri Medgidia. Militarii au îndepărtat oamenii și au asigurat zona până la sosirea reprezentanților companiei de gaze naturale. Am constatat la fața locului că a fost un accident rutier care a retezat o conductă de gaze. Conducta de gaze, bineînțeles, s-a răsuflat până au venit lucrătorii de la Distriga Sud și au remediat problema. La fața locului au fost prezenți și reprezentanții poliției. Potrivit oamenilor legii, conducătorul auto consumase băuturi alcoolice. Conducătorul auto a fost condus pentru probe biologice la spital și i s-au întocmit acte de cercetare penală pentru distrugere din culpă și conducerea unui autovehicul pe drumurile publice în stare de ebrietate. Pompierii fac apel la cetățeni ca în situația în care simt miros de gaze să apeleze imediat numărul unic de urgență 112. Dau miros de gaze să nu folosească surse de foc, să nu folosească brichete, țigări, să nu aprindă becul și surse de scântei și să anunțe, bineînțeles, la 112 orice scurgere de gaze. Din fericire, situația de pe strada Ovidiu din Medgidia nu a degenerat, asta datorită intervenției prompte a autorităților. Totuși, conducătorii auto sunt sfătuiți să circule prudent și să nu apese mai mult decât trebuie pedala de accelerație.